Singurătatea e buzunarul de la blugi, unde nu găsești niciodată nimic, dar pentru care te bucuri tăcut că nu-i spart. Generația X reprezintă grupul de persoane născute aproximativ între anii 1965 și 1980. În România, această generație și-a petrecut copilăria, adolescența și tinerețea într-un context de penurie, cenzură și propagandă comunistă în timpul dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. Au experimentat restricții severe privind libertatea de exprimare și așteptările sociale stricte impuse de regimul comunist. Educația și mediul cultural au fost puternic influențate de ideologia oficială a partidului, iar învățământul era centrat pe promovarea valorilor comuniste și sublinierea meritului colectiv față de meritul individual. O parte importantă a experienței generației X din România comunistă a fost așteptarea constantă a schimbărilor, deoarece autoritățile adesea promiteau o viață mai bună în viitor, însă aceste promisiuni nu erau îndeplinite. Mulți membri ai generației X au crescut în condiții economice dificile, cu penurii de alimente și bunuri de larg consum, în timp ce resursele erau adesea alocate în mod preferențial elitei de partid. Lipsa libertății politice și economice a dus la un sentiment de frustrare și disconfort în rândul tinerilor din acea perioadă, care a condus la rândul său la un număr semnificativ de emigrări în străinătate. La sfârșitul anului 1989, generația X a participat activ, adesea cu prețul vieții, la Revoluția Română, care a dus la prăbușirea regimului comunist și la executarea soților Ceaușescu. Astfel, generația X din România comunistă reprezintă o generație cu experiențe complexe și diverse într-un context istoric tumultos și a fost martora schimbării radicale a societății românești. Astăzi, membrii generației X sunt o parte importantă a societății românești, activi în diverse domenii profesionale și adesea implicați în dezvoltarea societății civile. Ei își aduc aminte de perioada comunistă ca fiind un timp al restricțiilor și al lipsei libertății, dar și ca o perioadă a valorilor de solidaritate și rezistență în fața opresiunii. Părinții și fratele meu pe strada naturii în calea Girocului în 1979, când aveam 10 ani. Tata ne-a anunțat mândru că într-o zi a primit repartiție de la fabrică și aveam să fim de acum chiriași la bloc. Am trecut abrupt de la copilăria la țară, unde mă cățăram în copaci, mâncam mere verzi, desfăceau gura pungă și ceteam cu nesași și reșarii în foișorul din fundul grădinii, la traiul la oraș. Cu cheia de gât și responsabilitatea de a avea grijă de un frate mai mic, câtă vreme părinții lucrau la fabrică în schimburi. Stăteam într-un apartament semidecomandat, într-un bloc, cutie de chibrituri, înconjurat de alte cutii de chibrituri, dar mie nu-mi păsa. Eram vrăjită de faptul că locuiam la etajul 2 și aveam balcon. Vorbeam cu Marius și Ioana de vis-a-vis și ne jucam trimițându-ne mesaje luminoase cu lanterna. Blocul nostru era ultimul construit pe stradă lângă pădurice. Avea o culoare cenușie diferită de acelorlalte blocuri de pe stradă. Era din cărămidă, spunea tata mândru, pe când celelalte erau din panouri prefabricate. Camerele erau mici după modelul locuințelor rezervate oamenilor muncii. Bucătăria era lungă și îngustă, cu masa împinsă la perete și scaune doar pe două părți. Două persoane nu se puteau mișca în același timp, așa că bucătăria era teritoriul de necontestat al mamei și al meu mai târziu. Diminețile stăteam la coadă pentru un borcan de iaurt, un pachet de unt sau un pachet de brânză, sperând, înfrigurată, să nu se termine în fața mea. Să nu dați decât unul, să ajungă la toți. Îmi răsună și acum în urechi. După masă mergeam la școală, la Generala 25, după liceul de chimie. Eram ambițioasă, învățam bine, dar cel mai mult îmi plăceau festivitățile educative, când lăsăm la o parte sarafanul, cămașa blă de poliester și cordeluța elastică obligatorie care îți făcea urechile să se înroșească de durere. Și îmbrăcam fusta plisată, cămașa albă
și îmi puneam la gât cravata tricoloră cu inel de plastic. Eram invidioasă pe uniforma de șoimul patriei a fratelui meu, cu portocaliul aprins al cămășii, albastrul șepcuței și cravata roșie de formă ciudată care mi-amintea de filmele cu Stan și Bran. În clasa a treia, m-am uitat cu gând la cei trei colegi ai mei care au primit de la tovarășa învățătoare șnururile roșii, semn că erau de acum comandanți de grupă. Am fost dezamăgit apoi când Ioana, colega mea de bancă, a primit șnurul galben al comandantului de detașament și primea raportul comandanților de grupă și salutul întregii clase. Eu nu fusese destul de bună? Și apoi, mândria de a primi șnurul albastru al comandantului de unitate, cel care primea raportul și salutul tuturor elevilor de școală. Tovarășe comandant de unitate, detașamentul clasei a 3-a C este gata pentru începerea activității. Raportează comandant de detașament. În liceu am intrat în UTC, pe rând, fiecare dintre noi în ordinea mediilor. Am învățat de toate, și română, matematică, istorie, dar și economie politică, materialism, dialectic și istoric. Superioritatea socialismului față de capitalismul putred și despre drumul inevitabil al tuturor statelor spre comunism. Acasă nu am discutat niciodată despre politică, așa că nici prin cap nu-mi trecea că lucrurile ar putea fi vreodată întoarse din drum. Ceaușescu, socialismul, comunismul erau acolo dintotdeauna și așa avea să fie mereu. Sistemul nu putea fi schimbat și a fost din ce în ce mai greu. Frigul și întunericul în fiecare săptămână se lua curentul câte 2 ore pe zi, la diferite intervale, pe cartiere, și lipsa apei calde și cele 2 ore de program TV, doar propagandă și Ceaușescu vorbind despre viitorul luminos. Și atunci, rezistență mută, încrâncenată, citeam la lumânare. Pe acoperișurile cutiilor de chibrituri au apărut antene de sârbi și am învățat cu toții și engleză și sârbă să ne putem bucura de muzică și filme și să vedem cum e dincolo. În pauze la școală ne închideam în clase. Aveam un coleg talentat care îl imita pe Ceaușescu și ne ofera reprezentații săptămânal. La început am râs așa, mai reținut. Dacă aveam și noi, cum se zvonea, securistul nostru și urma să fim arestați. Dar cum nu s-a întâmplat nimic, ne-am bucurat de discuțiile amuzante ale lui George, tocmai pe față erau, și am început să șușurim despre lucruri care nu trebuiau rostite cu voce tare. Bună oară despre colegul nostru dintr-o clasă paralelă, Poreclit Moleculă, și asta pentru pasiunea lui pentru chimie, despre care aflasem că fugise în Franța când a plecat cu lotul la Olimpiada Internațională. Fugise? Fuga spre vest era un concept misterios, pomenit cu spaimă și fascinație. Am aflat apoi cum pot să prind Radio Europa Liberă și să mă răcoresc, ascultând multe alte povești despre fugă și revoltă și adevăr și libertate. 16 decembrie. E întuneric în camera Ioanei de vis-a-vis. Tanti Adriana de la etajul 1 spune că Ioana a fost arestată împreună cu fratele ei. Arestată? De ce?
17 decembrie. Mai toți vecinii mei au ieșit în stradă să oprim tancurile, să nu tragă în oameni. Și eu, pentru prima dată în ultimii ani, strig în stradă și nu mi-e frică. Uidu-i și nu mi-e rușine. Fără violență, nu trageți! Pentru Ioana și Marius. Pentru noi toți. Libertate? Da! Liber! Când trec prin fața garnizoanei, îmi vine uneori să bat pas de defilare și să salut cu mâna la tâmplă. Alteori, am chef să stau în punctul de la mijlocul țintei, acolo unde dacă nimerești și dai locotenentului dreptul, iei FB și o permisie. Deseori mă uit în sus și îmi vine să strig cât pot în gând. Hai, Libi! La orele 18, mai multe tancuri ale unității militare 11-15 Giroc au fost blocate de către persoane civile înarmate cu rând și bări metalice pe calea Girocului. Demonstrații au atacat tancurile și i-au dat jos pe militari, au ridicat baricade din ce au putut. Un firobuz a fost postat de-a lungul drumului. La orele 18.45, sub indicativul militar Radu cel Frumos, s-a dat alarma de luptă parțială. Au fost formate subunități care au deschis focul în plin asupra mulțimii care a fost împrăștiată, iar tancurile tractate în unitate. Recuperarea acestor tancuri s-a făcut cu prețul a 11 morți și 26 de răniți, între care 6 femei. Se trage! Ăsta era cuvântul cheie. Răniți au fost destui. O fată a venit împușcată în călcâi și s-a dus la spitalul județean, singură. Tatăl meu a fost cu un vecin, dar n-am aflat ce anume a văzut, pentru că prea puțin se putea sta de vorba atunci. Cu acest vecin a venit la bloc. Iar la un moment dat s-a făcut mare zarvă, că s-a înaintat cu focuri de armă. Acest vecin, care locuiește la etajul 3, i-a spus tatălui meu: vină la mine, ascultăm Europa Liberă și auzim ce se mai întâmplă. Dar tata i-a zis să se ducă, că își va veni și el. Și în loc să se ducă, tata a coborât în stradă. Eu și cu fratele meu am fost trimiși în casă și ne-am dus pe balcon. A venit și mama pe balcon, cu toate că era foarte bolnavă. Noi stăteam și ne uitam pe balcon și am văzut cum grupuri mici de oameni veneau dinspre strada mare și se retrăgeau. Pe șosea erau soldați, mașini, tancuri și n-am auzit când s-a spus: retrageți-vă spre scări că altfel tragem! Vecinii au dat să intre în scară, dar tatăl meu a rămas ultimul și imediat după ce s-a auzit somația, s-a tras, s-a văzut o umbră picând. Pe moment, eu n-am văzut nimic, dar mama mi-a spus că vezi că tatăl tău a căzut. Am rămas nehotărât. Ștefan Mariș a fost împușcat în gât. Un glonț i-a secționat măduva. A murit în 23 decembrie la Spitalul Județean Timișoara. Am mers pe strada Ofcea și am strigat celor care erau în balcoane: români, veniți cu noi! Și voi sunteți români! Am ajuns apoi pe bulevardul Vasile Pârvan și la podul Decebal, pe străduța care separă Parcul Poporului de Canalul Bega. Din gard până la Bega erau ocupat cu manifestanți care se țineau de braț. Erau cel puțin 10.000 de manifestanți. Când am ajuns la colț sau o luăm pe podul Decebal, toate luminile din zonă, din fața și din spatele nostru s-au stins. Am înaintat prin beznă. Unii spuneau că mergem la Consiliul Județean, alții știau că merg la poliție pentru eliberarea arestaților din noaptea trecută, de 16 spre 17 decembrie, când au fost foarte mulți arestați.
Pe podul Decebal au fost forțe de ordine. Erau grănicerii și armata. Erau și două tancuri și încă o mașină militară care blocau trecerea. Când am văzut că nu se mai putea trece, am strigat din nou. Fără violență. Soldați, soldați, pe cine apărați? Armata e cu noi. Dar a început să se tragă. De data asta, nu cu gloanțe oarbe. Și fără nicio somație, au tras în plin. Dacă se trage în manifestanți până când primele 10 rânduri care erau în față au căzut. Am rămas descoperit și am văzut cum ies scântei din pietrele de pe jos și din stâlpi. Eram undeva pe trotuar în dreapta și primul gest pe care l-am făcut a fost că am luat-o pe soție și am vrut să ne lipim de stâlpii de beton din gardul din dreapta. Dar în momentul când am îndreptat spre gard, soția a căzut ținându-se de brațul meu. Unde te-ai lovit? Iar ea mi-a zis, nu știu, nu știu. Raport de constatare medico-legală numărul 1937 din 18-12-1989. 1. Moartea persoanei neidentificate de sex feminin a fost violentă. 2. Ea s-a datorat unei plăgi împușcate craniocerebrală. 3. S-a tras din față, în limita acțiunii de factorilor complementare a împușcării. 4. Moartea datează de o zi. Leontina Bânciu, împușcată în decembrie 1989, a dispărut odată cu cele 55 de victime transportate în secret de la Spitalul Județean Timiș la crematoriul din București, în noaptea de 18 spre 19 decembrie, într-o operațiune numită Cinic Trandafirul. Fosta strada Narciselor poartă astăzi numele Leontinei Bânciu, martir al Revoluției, iar sculptorul Peter Ieța a realizat lucrarea Pieta din fața Băilor Neptun în semn de omagiu adus memoriei sale. Era medic rezident la Revoluție. N-am fost în război, dar cred că așa arată iadul. Multă vreme mi-a fost teamă să adorm. De fiecare dată când închideam ochii, vedeam coridorul întunecat care ducea spre morgă, tixit de cadavre și morga plină. Nu mai văzusem până atunci răni provocate de gloanțe. Erau plăgi împușcate cu arsuri de intrare, cu explozie la ieșire, erau plăci craniene cu deformări de fizionomie. Călcam în bălți de sânge, deși partoseala se spăla în mod repetat. Când am urcat în blocul operator, era un mormânt de cadavre clădit acolo. Nu mai era timp de triaj. S-a operat fără încetare zi și noapte, în 14 săli, 49 de operații. Cei care au fost între primii veniți aveau rând la picioare. Spre seară, veneau la intervale de timp tot mai scurte, în salvări, înghesuiți, răniți, morți, câte 2-3 în mașini mici. Rănile erau tot mai grave. Genunchi, coapse, toroace, piept, cap. S-au terminat rezervele de sânge și nu mai aveam calmante sau comprese. Oamenii strigau de durere, gemeau și veneau alții și alții
Directorul spitalului a cerut calmante sau comprese. Oamenii strigau de durere, gemeau. Am văzut o fetiță de 12 ani plângând printre cadavre. Mama îi fusese împușcată în cap și tatăl era în operație rănit la stomac. Am simțit deznădejdea urcând în gât. Eu nu sunt pregătită pentru asta. Eu nu pot, nu vreau. Am văzut strălucirea rece a puștii unuia dintre cei care ne păzeau. Erau milițieni agresivi care ne supravegheau orice mișcare. Mi-am mușcat buzele și mi-am spus că trebuie să pot. M-am concentrat pe ceea ce aveam de făcut, fără să mă uit la fețele lor, la cât erau de tineri, mulți mai tineri decât mine. Când am ieșit după mai bine de 10 ore din spital, am tras adânc aer în piept. Am simțit numai miros de fum și moarte. Am plecat acasă și am dormit. Iar când m-am întors, morga era neașteptat de goală. Cineva mi-a spus că câteva dintre colete erau încărcate și transportate de milițieni la București pentru a li se pierde urma. Colete? O parte din inima mea a împietrit în decembrie 1989. În 17 decembrie 1989, 224 de persoane au fost rănite prin împușcare și 65 de persoane și-au pierdut viața. Am făcut fotografie de când mă știu. Atunci la Revoluție a fost riscant, pentru că fotografiile puteau stabili ce s-a întâmplat. Era simplu să developeze vreun securist filmele și toți cei din fotografii să fie chemați la interogatoriu, cu consecințe majore pentru siguranța și viitorul lor. Presiunea evenimentelor din 20 decembrie m-a găsit deplasându-mă între clădirea județenii de partid, unde Constantin Tăscălescu, prim-ministru Republicii Socialiste România, trimisul lui Nicolae Ceaușescu era în discuție cu grupuri de revoluționari și adunarea populară din piața Operei, care avea la aceeași oră câteva zeci de mii de oameni ieșiți din fabrici și uzine de acasă. Venind de la piața Operei vis-a-vis de poștă, am întâlnit un grup de tineri care mărșăluia în frunte cu tricolorul desfășurat. Întâlnirea cu ei mi-a dus în minte un prim gând. Doamne, dă să nu se mai tragă și asupra acestor oameni, așa cum s-a tras și duminică seara, în oricine, fără discernământ. Mai aveam în minte figurile oamenilor din fața catedralei, asupra cărora s-a tras cu gloanțe de război. Oameni nevinovați,
Prima stare a fost să nu pot să mă opresc lacrimile care curgeau pe obraz, plângând printre oameni, parcă vedeam aceleași fețe precum duminică seara. Aveam o îngrijorare care m-a marcat din 17 decembrie. De fratele meu m-am despărțit duminică seara înainte de a se trage asupra oamenilor în fața catedralei. El a plecat cu un grup și nu s-a întors acasă în noaptea de duminică. Nici luni, nici marți. Îl căutase luni și marți la fabrică și la spitalul județean, de unde veneau doar povești foarte triste. Nu am găsit nimic despre el. Se suprapunea imaginea lui peste figurile oamenilor de vârsta lui din grup și mă făcea să plâng de frică a ceea ce s-ar putea repeta, dar și bucuria că fratele meu poate fi oricare din oamenii din stradă și să fi scăpat cu bine. Au mai trecut câteva ore bune până când din mulțime l-am văzut în balconul operei vorbind în numele muncitorilor din Electrotimiș. Abia atunci mi s-au uscat lacrimile zilei de 20 decembrie 1989. Am făcut această fotografie cu lacrimi. Amare în ochi și dintre tineri și unul dintre tineri m-a întrebat: plângi de bucurie? I-am răspuns: nu știu. Nici nu știam. Nu toate urmele gloanțelor din 89 au dispărut. Pentru astuparea unora nu s-au mai găsit bani, iar sărăcia a lăsat atâta timp ochii ăștia deschiși ca, uneori, să ne intersectăm privirile și să nu ne prefacem că nu știm. Trecătorule, oprește-te puțin și ia aminte. Nu ai voie să uiți. Martirii mor. Rămân în urmă martori. Din ce în ce mai puțin de acum. Rămâne un nume de stradă, o poveste, un monument, un spectacol care să ne facă să ne aducem aminte. Iar voi, cei din generație Y, Z, Alpha, aduceți-vă aminte despre curajul, solidaritatea și lupta lor pentru libertate. Nu uita, trăiește frumos.